Fată de 13 ani din Năvodari este căutată de poliție de aproape 24 de ore. Copila a plecat de acasă seară în jurul orei 19, după ce ar fi avut o ceartă cu părinții. Aceștia au alertat polițiștii pentru că nu au reușit să o găsească. Oamenii legii au început căutările, au făcut audieri și au verificat locuri pe care minora le frecventa. Fata nu a fost găsită, iar în județul Constanța a fost emis și un mesaj roalert. Când a plecat de acasă, adolescenta purta pantaloni maro de catifea, tricou alb și geacă de fâșă argintie. Are 1,40 m înălțime, constituția atletică, păr șaten închis și ochi căprui. Oricine a văzut-o sau are informații care pot ajuta, este rugat să sune și acum la 112.